Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Salut și m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi de jucăm EFC 25, însă este varianta web-a pentru că încă nu am cumpărat jocul, dar o să-l cumpăr când apare pe 27, varianta standard, desigur că e cam scumpa aia Ultimate, dar momentan avem varianta web-a, unde o să încep eu aici să-mi fac echipa și o să vreau să fac alături de voi. Ba chiar sunt curios să-mi spuneți acum în comentarii ce sfaturi pentru Ultimate Team, pentru că eu mă joc destul de mult Ultimate Team și sunt destul de constant pe jos și aș dori să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum să upgradez această echipă și dacă vreți până la urmă când apare, sau de fapt când cumpăr EFC 25, să facem și o serie de Ultimate Team. E bine, și aici la țară, haideți să vedem ce luăm. Clar cea bună sunt Brazilia, Franța, însă eu vreau să mă duc pe Spania. Nu știu ce, am o presimțire că Spania o să mă ajute destul de mult, chiar dacă brazilienii și francezii sunt foarte importanți. Am văzut că niște obiective se bagă la spaniol, așa că de data asta o să aleg Spania. Dăm continuare și hai să vedem ce pică echipa noastră și haide, ca bun. Ok, avem niște jucători pe aici interesanți. Vedem un zoom, merge zoom, merge cât de cât. Și pe banca de rezerve nu avem nimic interesant. Acum trebuie să-l înlocuim, hai să vedem pe ce înlocuim. Haideți să înlocuim pe acesta, sub, și hai să vedem. Avem și jucători buni pe aici, Rashford, foarte bun Rashford, Kingsley Coman, niște jucători destul de buni. Cred că o să-l aleg pe Rashford, nu știu ce, am impresia că o să joace foarte bine acolo, însă și Coman arată foarte bine. Dar sincer nu prea contează pentru că sunt doar 6 meciuri, așa că o să alegem pe Coman. Îi dăm continuare. La Kitor vedem că ne-a picat Real Madrid, lol, bine acolo ne-a picat Real Madrid și Spurs, dar clar o să alegem aici Real Madrid. Și la doilea vedem că pică Liverpool, Germania, ok, Ipswich care este nou acolo în Premier League. Avem Real Madrid și Liverpool. Iar la Beige a picat FCSB, wow! A picat FCSB la Beige Inc. Deci n-am cum să ne iau FCSB-ul. Deci nu am cum să ne iau FCSB-ul. E Manchester City, ok, dar FCSB. Ok, haide să luăm FCSB. Și avem Real Madrid, Liverpool, Spania, Kingsley Coman și FCSB. Arată destul de bine momentan. Și acum am uitat propriu zis aici în joc, unde practic na, suntem pe web app, avem niște chestii care putem să le facem. Va crea aici la squad builder, hai să mergem să facem noi foundation, desigur. Dar challenge, aici ne punem să punem un bronze, dacă nu mă înșel. Mergem la quality bronze și dăm și noi la low to high. Cred că asta este, search și acesta o să-l punem. Summit anyway și gata, cam asta a fost primul. O să le fac repede și pe următoarele 3 și revin instant. E bine, și acum cu această echipă care am completat-o, am făcut cele 4 obiective aici, cele 4 squaduri și acum putem să luăm și acest Jumbo Bronze Pack, foarte ușor. Oh, what? Nu putem? Cred că m-am încurcat. Ok, l-am făcut. Și acum putem să facem, Team of the Week Cosmetic Evo. Ce ne trebuie? 84, n-avem așa ceva. Asta e la upgrade, am început la upgrade, nu avem nimic, la challenges, Product Club, ia să vedem, e grea. Da, e cam grea, este cam grea. Poate și niște o facem. La foundations, oare se merge să facem foundation? Sunt curios dacă e tradable, ceva tradable pe aici? No, untradable. Da, e păcat, dacă era tradable era ceva. Echipa noastră arată cam distrusă în față, așa că haide să deschidem niște pachete, poate pică ceva. Și avem aici niște premium bronze pack, mai multe, Jumbo bronze pack, silver pack, unul tradable, ok, gold player pack, or 2 player pack și avem, tradable, what, asta e tradable? Damn, poate să pice ceva foarte mult dacă e tradable. Și avem un ultimate loan care, din câte știu, ne pică Bellingham sau ceva genul, nu știu, o să vedem. Dar haide să deschidem de la cea mai proastă la cea mai bună. Și din primul pică, hai să vedem, pică Bang Jinghui, e foarte ceva să le pronunț, dar o să încerc. Următorul, haide cea bun, nope. Logic că nu o să fie, Anunga. Vede că avem și badge-ul de la Lens, de la Anderlecht, la Cehia. Da, niște chestii interesante. Hai să avem un Jumbo și se pare că pică, ok, pică unul rare, Bilibero, cum îl chema? Eu n-am văzut, oricum, na, destul de slab oricum. Silver pack, hai să vedem ce pică și pică Mengi, ok, sau Mengi, nu știu cum se pronunță. Destul de bun jucătorul, știi, de la Manchester United, parcă e acolo a fost. Hai să vedem, acest pack este tradable, așa că o să-l păstrez, pentru că tradable-i contează foarte mult dacă e pică ceva chiar bun. Hai să mergem totuși la gol pack, să vedem ce pică, haide, un gol bun și se pare că pică Horta. Da, nu știu ce să zic, Horta, badge-ul la Manchester City. Na, uite, dacă luăm, avem dublură, bine că am luat FCSB-ul, deci foarte bine acolo. Și ca kit-ul nimic interesant, Deda interesant aici, Cabela, bun și el, Pedro și în rest are destul de ok. Pedro ăsta văd că are 84 tabling, destul de bun. Mai departe un gold player spec, hai să ne începe pică și din ăsta pică, Inaki Williams, asta zic.
A fost bine dacă ar fi fost frasul, dar mă mulțumesc și cu el. 94 pace, wow. Are finesse shot, chip shot, rapid, quick step și trivela. Damn, chiar ăsta chiar e bună. Și Michael care este și el foarte bun. Și în rest, da, niște jucători ok. Ok, și acum încep pachetele alea mai bune. Haideți să deschim acest pachet or 2 player spec. Să încep pică și se pare că pică Grifo, dar are un playstyle plus. Ei, mă mir. Oh, Antonio Silva, destul de bun Antonio Silva. Acesta nu înțeleg, are Deadball parcă, nu? Deadball, da. Deadball plus finish. Damn, ce playstyle are acest jucător. Ok, asta tradable, hai să le păstrăm. Hai să deschidem acest Ultimate Loan Players Reward Pack, ceva de genul oricum. Oh, Grimaldo, foarte bine acolo. Și Atletico. Și cam asta a fost în restul. Ok, Alvaro Garcia, 88 pace. Arată bine, arată bine. Iar acum, haideți să trecem la aceste tradable, cel cu silver pack-ul. Și se pare că pică Marcone. Ok, interesant. Dar da, cam slăbuți. Bun, și acum practic ce ne interesa pe noi? Între 75 și 83 overall or 2. Că la toate sunt așa, da, și avem, avem destule. Sunt 3 de bala, asta contează, așa că haideți să vedem ce pică. Haide, 83. O, 79. Da, în ce ligă e? Nu-mi dau seama, în ce ligă e băiatul ăsta? Oricum, slăbuți, slăbuți. Mai departe, hai, vreau 80+. Nu, mama, acum fac și eu la fel ca el. Nicholas Jackson. Vezi că e bun, arată bine totuși. Hai, hai, un 80+, nope. 80+, pă, Spinazzola. Și din ultimul, hai, te rog din ăsta, 80+, 80+, wow. 80, e ok, e ok, Singo. Totuși, înainte să mergem acolo, hai să venim la Evolution. Putem să facem ceva? Ia, Evolution. Oh, ok, avem o evoluție aici, care ne dă, plus un skill moves, shooting și dribbling. Oh, interesant, interesant. Și care e minim stats-uri, care sunt, ia să vedem. Maxim overall, requirements ăsta e? Overall 82? Păi înseamnă că cam mulți ai mei. Am putea să vorbim pe Jackson, arăta bine. Însă, haide să nu facem chestia asta acum pentru că nu-i cunosc. Ia uite, Ultimate, stai Team of the League, nu? Da, wow, Messi a primit Team of the League. Interesant, nu am văzut chestia asta. Niște jucători de la Team of the League chiar foarte, foarte buni. Pe market, o fi ceva pe market, ia să vedem. Da, clar, ia uite, sunt jucători pe market. Ok, foarte, foarte interesant. Diaby la 83.000, damn. Foarte, foarte scump. Richarlison destul de ieftin. Am putea să ne cumpărăm și noi ceva, dar momentan suntem pe zero. Totuși, haideți să facem echipa noastră, să vedem cum putem să facem noi să arate cât de cât bine. Primul rând, aș vrea să schimb clar formația. E bine, și acum că am scos acei jucători, uite, să scoatem și pe acesta, pentru că nu mai avem. Altfel, am pus eu câțiva pe această bancă de rezervă, dar hai să punem aici pe Grimaldo, care arată destul de bine aici, pe stânga, pe Inaki, hai să punem pe dreapta aceasta. Așa că haideți să punem un clasic 4-3-3 atac, să vedem dacă reușim să facem ceva. Hai să scoatem mijlocașul, scoatem și pe acesta, scoatem și fundașul, scoatem și portarul și haideți să vedem. Clar avem nevoie de un cam sau una. Cam destul de bun. Înseamnă că putem să schimbăm noi în atac. Ok, acesta este atacul. Ca cam, hai să vedem ce putem să punem. Și se pare că avem aici pe Grifo. Ok, arată destul de bine. Are playstyle-ul acela plus. Însă și Alvaro Garcia arată destul de bine acolo. 88 pace care arată foarte, foarte bine pentru el. E bine, și l-am ales pe Alvaro pentru că are și chem și o să intre perfect acolo. Iar cam ești locaș, hai să vedem. Hort ar merge, Romelu, clar, dar Romeo, de fapt, ar merge, dar nu știu ce să zic, 40 pace. Haideți tot să băgăm pe... Pe ce să băgăm? Da, hai să băgăm pe Romeo, de fapt, care are chemistry. În apărare aici intră Antonio Silva și Singo. Nu cred că o să vreau să-l folosesc pe acesta. Sau pe Singo ar merge right back? Nu, no, nu merge right back. Care, pe, dar are, chiar right back pe cine avem? Ia să vedem. Și right back avem pe acest Karn sau Singo. Ok, hai să mergem pe Singo. Dar acum am putea să scoatem pe Romeo. Să-l punem pe Horta, dacă nu mă înșel. Da, și primim și aici chimie. Mai bun decât Romeo. Și în poartă, hai să vedem pe ce îmi punem. Și văd că Schmeichel este un portar foarte, foarte bun. Însă, da, nu are chimie absolut deloc. Dar totuși o să-l punem. E bine, și acum arată destul de bine primul 11, cu Inaki, care chiar arată foarte bine, 94 pace, Coman, Grimaldo, na, sunt loan, dar sunt foarte buni și ei, și mai rămâne decât să umplem aici banca de rezerve. Dar eu zic că arată destul de bine, ia ca manager, avem și alt manager, sau doar pe această femeie, ok, mai avem pe acest bărbat. Haideți să spunem acum dacă putem să vindem niște jucători, adică aș vrea să vând jucătorii care nu-i folosesc absolut deloc, ca să scot niște bani pe ei. Dar din câte am văzut, majoritatea jucătorilor se vând la minim price, deci da, nu prea are sens să îi ținem și mai bine îi vindem la quick sell, ce să mai. Așa că o să încep eu frumos să-i vând, dar să fiu sincer, o să las câțiva pentru banca de rezerve, adică pe Jackson,
pe Spinazzola o să vreau să-l las, dar pe aceasta o să o vând, pe aceasta la fel, pe Fabio de ce nu. E bine, și din tot ce am văzut acolo am reușit să scot 3214, destul de puțin, chiar foarte puțin. Însă eu zic că este destul ok pentru prima zi, prima jumătate de oră jucată pe acest web app, sau eu zic că este destul de bine. Ca să obiceiuri nu am ce să fac decât să încep aici să fac foundation, dar adică n-am auzit eu, nu se merită acestea, sunt destul de greuțe de făcut mai ales la început, așa că nu o să le fac. Și cred că cam așa va arăta echipa noastră, eu zic că arată destul de bine. Avem 33 chimie, avem 16, ceea ce este ok. Iar ca rating eu zic că sunt destul de bine, 79 rating. Iar acești jucători cred că o să-i pune pe banca de rezerve ca să joace acolo foarte bine. Dar momentan, da, nu putem să ne jucăm, trebuie să acceptăm până pe 27. Dar v-am spus, când apare jocul, na, pentru toată lumea, probabil că o să facem și câteva videoclipuri cu Ultimate Team. Cu siguranță o să facem cu carieră, dar cu Ultimate Team probabil o să fie câteva. E bine, și cam ăsta a fost videoclipul. Eu zic că a ieșit destul de bine aici, am făcut aici o echipă destul de bună. Am deschis și niște pachete, am descoperit și cum e cu SBC-urile. Ne-a picat chiar și emblema FCSB-ului. Practic am făcut ce trebuia să facem noi la început. Nu uitați acolo să scrieți în comentarii dacă vreți să facem o serie când apare EFC 25 pe Ultimate Team, sau niște sfaturi pentru Ultimate Team-ul meu. Iar dacă vă comentați acolo, să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați la canal, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, pa, 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 pa.